Am avut noroc de un copil cu minte, nu știu cum, da. Că eu nu sunt un copil cu minte, absolut deloc, câteodată și fără minte. Și atunci pot să vă spun că mi-a dat Dumnezeu un copil după sufletul meu. Nu după agitația mea, după sufletul meu, care e unul liniștit. Și un copil liniștit. Și viața de mămică, ce vreți să vă spun, doamnă, că e grea? Nu e grea. E o viață pe care trebuie să ți-o asumi, indiferent de situație. N-ai cum să te plângi. Că vai, că te trezești. Asta e. Ai făcut un copil, îți asumi că ai făcut un copil, îl crești, așa cum crezi tu că e bine să-l crești, și am terminat povestea. Toate lucrurile bune pe care le-am făcut mi s-au întors. Știind că nu sunt în stare să fac ceva rău, nici n-am avut parte de lucruri extraordinar de rele. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ți-a făcut-o, Alex? Atunci când m-a cerut în căsătorie, a făcut-o atât de stângaci, încât mi s-a părut cel mai frumos mod posibil de a cere, cel mai frumos mod de a cere pe cineva de soție, așa cu tremura și emoție, și îmi spune, știi ce vreau să... Atât de tare s-a emoționat că nici am văzut să-mi spună. Vrei să fii soția mea? Nu, deci era total pe lângă subiect, el nefiind un romantic, da. Dar mie nici nu-mi plac bărbații cu soarele, apune soarele viața mea. Nu-i plac chestiile astea, declarațiile astea de când te-am văzut prima dată, m-am pierdut în ochii tăi verzi. Nu e. De ce să vă mint și să spun că... Da. Dar în toată chestia lui are calitățile lui și pe mine mă face fericită fix prin stângăcia asta pe care are, pe care eu în același timp eu și admir. Te-ai apelez din nou la umorul englezesc al Violetei, pentru că ea a stat de vorbă cu Cristina Ei și ei a făcut Cristina Ei aceste mărturisiri despre relația ei cu Alex Pițurcă și de fapt despre cum e Alex Pițurcă într-o relație sau în relația cu ea, că de fapt la asta ne raportăm. Și spune că nu e romantic și că oricum ei nu-i plac bărbații cu soarele apune, soarele răsare. Da, nu-i plac bărbații cu acele declarații. Cum e, cum nu e, este pe placul ei. Ideea e că se completează și chiar dacă nu este un bărbat romantic să spună vai, te iubesc toată ziua de dimineața până seara, uite că face cadouri de 30.000 de euro. După ce spune ea, înșală. Mai contează. Vezi, Violeta, că... Bineînțeles, cine se atrage se... Așa se spune, cine da. Cine se aseamănă se adună. E clar că au lucruri în comun ea cu Pițurcă și atunci și stilul lui așa mai simplist, ca să nu spun altfel de a fi, adică faptul că nu e romantic sau că nu creează măcar momente romantice, ea este mai calculată puțin și atunci se potrivesc undeva foarte bine în acel câmp. Și sunt convinsă că o să fie toți trei foarte fericiți. Fiecare, el pe de-o parte că se distrează, ea că acumulează și toată apropo lumea de asta fericită. Cu se distrează și toată lumea e fericită. Crezi că dacă s-a întâmplat odată și a costat 30.000 de euro, dar a meritat, nu știu cum să mă exprim, okay. Înțelegeți? Se va repeta și a doua, și a treia oară. Sunt și... convinsă că da, pentru că cine face... Nu vreau să par eu deșteaptă și să nu, dau sfaturi de viață. Este clar că odată ce ierți un om când îți dă o palmă, când înșală, când își ignește, e cumva un accept tacit și îți asumi că va mai fi și a doua și a treia. De obicei, astea nu sunt cazuri izolate. Psihologic vorbind, este felul lui de a fi, de a avea nevoie să fie validat. Poate fiind costul atât de mare, repet, 30.000 de euro, nu 300 de lei. Acum, când poate că nu zice, sunt căsătoriți. Poate zice, nu mi se mai merită. Știu, la adică la 30.000 de euro chiar nu merită, dar nu știu, zic eu. Dar eu cred că e la prima abatere așa, la a doua se scade. Deja o să aibă discount, cred că o să fie căsătoriți și nu o să mai dacă a fost la prima abatere, a doua oră se va gândi de 10 ori înainte, că știe costul.